Deci, area bazei este el pătrat, radical din 3 pe 4. Volumul prismei este egal cu produsul dintre area bazei și înălțime. Deci, volumul este egal cu el pătrat radical din 3 pe 4 ori H, unde el este latura triunghiului echilateral, iar H este înălțimea prismei. Să fiu sincer, eu am rămas corigent la matematică între 10. Nici acum nu s-a revenit. Să revenim la chestiune, domnilor. Ne-au luat-o alții înainte. Așa se întâmplă mereu. Acțiunea noastră va fi o replică. Este și această formă de manifestare artistică. Un telefon fără fir între cei care îmbrățișează o idee și se străduiesc să o împărtășească și altora. Un fel de lanț al Sfântului Anton. Deci? Eu zic să trecem la treabă. Dar n-am înțeles de ce e nevoie de atâta matematică. Arta nu se poate sustrage matematicii. Din ceas dedus adâncul acestei calme creste. Intrată prin oglindă în mântuit azur, tăind pe înnecarea cireților agreste, în grupurile apei, un joc secund mai pur. Pinge, pinge, pinge! Un alt monolit misterios, asemănător celui apărut anul trecut la Piatra Neamț, a răsărit de data aceasta în Turcia. Blocul de metal strălucitor a fost observat într-un loc istoric din Turcia, Göbek Tepe, un sit arheologic considerat drept unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Situl arheologic este considerat mai vechi chiar decât structura megalitică de la Stonehenge. Întâmplarea le-a aprins imaginația amatorilor de teorii ale conspirației, mai ales că un astfel de obiect a apărut pe neașteptate în alte 87 de locuri din lume.
Ramona, fii pe fază. Deja unii au sosit. Ce e atâta grabă? Camera 2. Cadre strânse, expresive. De planurile generale mă ocup eu. Ai grijă să nu fii remarcat. Am înțeles. Să evaluăm stricto sensul denumirea sub care a fost anunțat pe rețelele de socializare acest obiect artistic, aceea de monolit, ar fi trebuit să ne aflăm în fața unui bloc de piatră. Nici în sensul mai puțin strict, adică dintr-o singură bucată, nu poate fi calificat aceasta pentru că sună a gol. Este o prismă triunghiulară regulată, goală la interior. Nimic nou sub soare. O prismă dreptunghiulară dreaptă, de dimensiuni comparabile, a apărut în superbul film din anul 1968, în regia lui Stanley Kubrick, denumit 2001 A Space Odyssey. Acum, chiar dacă nu e tocmai originală, ce reprezintă totuși prisma proaspăt dezvelită? Pot fi emise felurite ipoteze. Eu cred, domnilor, că ne aflăm în fața unei opere de artă insolite, a unei instalații, mai exact, produsă și expusă în secret de un bansc autohton menită să ne bucure ochiul, să ne provoace inteligența, să ne apropie. Vă sfătuiesc să nu atingeți exponatul, să realizați fotografii decente, să vă abțineți de la comentarii nepotrivite, să ne bucurăm așadar de insolita apariție în peisajul orașului. Primăria ar trebui să accepte acest cadou căzut din cer și să-l înscrie în lista monumentelor de for public. Grăiește adânc. Fii serios. Bate câmpii cu grație. Ai luat o imagine de ansamblu? Sunt eu pe fază, nu-mi scapă nimic. Arta contemporană nu este un asset obișnuit. Nu are o valoare intrinsecă. E nevoie de timp, de câteva decenii, ca valoarea să fie confirmată pe deplin. Se pare însă că aviditatea de a face bani
pariind numai pe artiștii tineri, nu mai are limite. Foarte mulți dintre colecționarii proveniți din zona de business, nerealizând că piața bunurilor simbolice funcționează după cu totul alte reguli decât economia reală. Ăla chelo fiind surat? Care dintre ei? Că văd mai multe chelii. Ăla gras și prezentabil. Arta contemporană ar fi așadar arta produsă de contemporanii noștri. Ea ar putea avea pentru noi o semnificație ce-i lipsește artei moderne. Arta contemporană ar fi astfel arta noastră, care ne apropie într-un fel aparte. Pe măsura transformărilor evidente ale istoriei artelor, contemporan a ajuns să însemne ceva mai mult decât arta clipei de față. Desemnează nu atât un stil de a face artă, cât un stil de utilizare a stilurilor. Bineînțeles, arta contemporană există și sub forma unor stiluri nemai întâlnite până astăzi. Tot ce a fost, este și va mai fi. Arta contemporană este un amalgam de curente care reinventează moștenirea bogată a artei. Sunt deschise noi drumuri de exprimare artistică, sunt create noi punți de legătură cu publicul consumator. Răspândirea se face instantaneu prin rețele digitale tot mai complexe. Ba chiar se poate contabiliza feedback-ul prin numărul de like-uri pe care îl primește postarea. Evenimentele internaționale la care se expune artă contemporană sunt Bienala de la Istanbul, Bienala de la Veneția, Manifesta, expoziție itinerantă, care în 2020 a avut loc la Marseille, iar în 2022 de l-o apuca, se va desfășura la Priștina. Documenta de la Castle, sculptor proiecte de la Münster. Enciclopedicus. Are stuchit la furcă. Mâncalar, mama. Primele decenii ale celui de-al treilea mileniu au adus curente noi, cum ar fi relational art, street art, stuchism, super flat, video game art, VJ art. Se impune totuși o întrebare de bun simț. Mâine, în acest azi, va fi un ieri îndepărtat, ce se va fi întâmplat cu arta contemporanilor noștri? Cum va arăta arta celor ce vor fi contemporani cu viitorul? Iată de ce îmi vin în minte versurile poetului, cum nu se poate mai nimerite în această dilemă. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Vă iubim! Mulțumim tuturor publicului, părinților care ne-au ajutat. Pentru indicații mai precise, lăsați un număr de mobil. L-ai sorbit din priviri. E deșteptul. Nu e tocmai tânăr, dar... Cam verde azi. Să-ți-i trăguți inimile,
Da, mulțumesc! Ok? Da. 2-10, 2-10. Ai adus atunci când ai căzut de sus un salvator sau un intrus, de cine oare ai adus? Ce text, frate! Îl vezi? Detaliu pe mâna stângă. Din zări albastre ai picat, fără să știi, ne-ai penetrat. Un germene ai aruncat și uite cum ne-ai transformat. Suntem aburiți și confuzi, cam grobieni și cam obtuzi. Așa, așa, prin plan, prin plan. Dacă va fi să te culezi, să nu mă uit să mă salvezi, ia-mă cu tine, mă incită, deasupra lumii satelită, și căutăm o nouă rută și să devin cosmonaut. Peste mici. Bleu. Domnilor, părtinirea artei provine din natura sa complet socială, cum spune Hauser. Ea vorbește întotdeauna cuiva și pentru cineva anume și reflectă realitatea dintr-o anumită stază socială pentru a fi văzută dintr-o asemenea perspectivă. O bună parte din producția artistică modernă și contemporană poate fi interpretată ca fiind motivată de o luptă pentru afirmarea propriei identități și pentru eradicarea inegalităților care structurează câmpul social la un anumit moment istoric. Am citat din Cristian Nae.
S-ar putea spune despre noi criticii că suntem marțiali și gravi. Noul în artele vizuale este eclatant, pentru că noi criticii alergăm gâfâind de la un capăt la altul al noului, încercând să-l catalogăm, să-l legăm de par, să-l privim de aproape. Ferice de cel care se bucură pur și simplu, de cel care se lasă pătruns de înțelesurile simple ale artei și care se întoarce la existența sa, fecundat de mesajul luminos al artistului. Trăiască artistul! Pe fază? Spune. Îl vezi pe ăla verde? L-am eu un obiectiv. Asta e intriga ce lipsea. Maestre. Stați cu ochii pe el. Nu-mi dau seama. Elidul Solveig. Din Peer Gynt. De Edward Grieg. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Au dispărut în ceață. Și ăla verde, și obiectul. Cum, Doamne iartă, mai e posibil așa ceva? Tu te miri? Nu spuneai tu că pe aici trebuie să fie portalul ăla? Bine, bine, dar să fii martor la așa o chestie, ați filmat? Secundă de secundă, fii fără grijă. Strângeți colele, băieți! Dă-napoi! Reia de la minutul 12!
unde o fi dispărut ăla verde, fraților? Că nu-mi dau seama. Parcă a intrat în pământ. S-a risipit ca fum. N-o fi fost vreun număr de iluzionism? Uite-l! Cine-i? Ăla mic și verde. Marțian să trăiască! Marțian să trăiască, Marțian să trăiască la mulți ani! În definitiv, filmul la care lucrăm este despre incluziune. Integrare. Acceptare. Decodificarea adecvată a mesajului ascuns în profunzimea tușei ar fi una de ordin gnoseologic. Această detașare pe care o propun este una ce permite o citire adecvată a unor controverse textuale. Verdele reprezintă totuși o antecedență profetică, anticipând invazia ce se va produce într-un timp scurt la scară astronomică, prefigurând o lume a algelor și a meduzelor ce își vor plimba clopotele verzi, vorba poetului, deasupra noastră, a privitorilor inadaptați. Doar în această hermeneutică, verdele poate fi în mod autentic verdele regenerativ, adaptând deciziile noastre la aceste coordonate discursive, putem spera să mobilizăm sinele, blocat în lume, în imposibila alegere între culorile spectrului. De gustibus et coloribus non disputandum est.